Transfer senzațional pentru Rare și Lie. Ajungem la Milano și astăzi debutăm în tricoul rossonero. Hai să începem un nou episod. Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod cu Rare și Lie. Ajungem la Milano și arată în acest moment senzațional Rare și Lie, atribute foarte importante, atribute care sperăm noi să ne ajute să ne impunem în primul 11 și să aducem trofee, să aducem rezultate foarte importante și la Milano. E clar, ne așteaptă un sezon mult mai dificil pentru că ne mutăm într-un campionat mult mai defensiv, un campionat în care nu vom avea spații foarte, foarte multe și probabil Rare și Lie va suferi. Debutăm astăzi în seria și avem primul meci pe teren propriu, jucăm acasă cu Fiorentina, după avem în deplasare cu Parma, avem acasă cu Bologna, primul derby de la Madonina, jucăm cu Inter pe Meața, meci considerat în deplasare și terminăm acest episod acasă cu Atalanta. Primele partide vor fi la o săptămână distanță, ceea ce ne permite nouă să jucăm undeva la 60-70 de minute primele 3 partide, pentru că la meciul cu Inter va trebui să ieșim mai devreme, pentru că avem numai 2 zile pauză până la meciul cu Bologna. Hai să mergem la primul meci de astăzi, hai să vedem ce ne așteaptă în seria, să vedem dacă Rare și Lie poate aduce un plus de calitate acestei echipe. Mă uitam așa peste echipă și arată destul de răuț Milanul, în afară de 3-4 jucători, să zicem, rest sunt jucători de umplutură. Avem Marian în poartă, clar, foarte, foarte bun. Dreapta, Walker, foarte bun. Caer are 45 de ani, în continuare are 81 OVR. E bun acolo în defensivă, dar nu este la un nivel foarte important. Tomori, foarte, foarte bun, dacă nu înșel, între cei mai importanți din vedere al OVR-ului, dar alături de Tonali, 86 în acest moment. Marian e cel mai important cu 89. De stângă vine Luke Shaw, 81, slăbuț, Maldini la mijloc, 69, alături de Tonali, 86, Adli, 78, Messias, 77, Correa în atac, 84 și în stânga Rare și Lie cu 82. Îi luăm fața lui Rafael Leao pentru această primă partidă în Serie A. Sper să rămânem acolo titulari. Sincer, mi-aș dori să-l vedem pe Rafael Leao pe postul de atacant, pentru că l-avem pe Correa acolo și nu este foarte, foarte important. În acest moment, Rafael Leao are undeva la 86 OVR, ar veni cu o calitate mult superioară acolo în atacul nostru, dar vedem, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce va trebui să facă Rare și Lie. Hai să mergem la prima partidă, mergem pe San Siro și să asistăm la debutul lui Rareș în Serie A. Primul meci al lui Rare și Lie pe acest stadion istoric. San Siro este pregătit de sărbătoare, începe un nou sezon în Serie A. Rare și Lie face parte dintr-o echipă importantă de Serie A, una dintre cele mai importante, una dintre cele mai istorice echipe din Serie A. Arată foarte, foarte bine San Siro, full. De obicei era de așteptat și abia aștept să vedem această coreografie cu Ruud Gullit acolo. Abia aștept să vedem cum debutăm în seria, cum debutăm în tricoul Milanului. E clar, o experiență total diferită. Hai să vedem ce ne așteaptă. Hai să încercăm să debutăm cu gol sau cu asist. Nali. La margine cu Rare și intră în zona centrală, însă e blocat, se întoarce, se face la margine cu Luke Shaw. Luke Shaw pentru Rare și mai departe cu Sandro Tonali. Correa în fața porții! Pe unde a intrat șutul aici, nebun? A început foarte, foarte bun, clar pe ofensivă Milanul. Rămânem sus, reușim să punem presiune acolo pe partea adversă și la primul atac mai important aici reușim să deschidem scorul. Ce șut frumos trimite Correa acolo din unghi. Portarul Fiorentinei nu are nicio șansă, nu are reacție la această finalizare, la acest șut al lui Correa și 1-0 pentru Milan. Nu e foarte important Rareș, dar ajută și el un pic acolo. E acolo?
Pierdându-l la cap cu Mandragora, atent să Luke Shaw își ia curare și repede. Rareș accelerează în panda stângă și are culoar foarte bun. Rareș e blocat. Încearcă o șută să prinde Terracciano. Caiovici. Mandragora trimite în adâncime pentru Sotil. Sotil pentru Gonzales. Nu știu pe unde s-a dus mingea aia. Probabil pe lângă poartă. Ocazie foarte mare aici pentru Fiorentina. Încearcă Gonzales la colțul lung. Se duce foarte, foarte aproape, dar pe lângă acest șut. Se termină prima repriză. S-a dus foarte, foarte repede această prima repriză. Arată foarte bine Milanul ofensiv. Stăm sus, creăm acolo pericol la poarta adversă. Din păcate n-a reușit Rareșilie o repriză foarte, foarte bună. Pleacă de la el în faza golului, dar nu se pune din păcate la cifre acolo și avem o notă destul de slăbuță după primele 45 de minute. Hai să vedem încă 15-20 de minute să încercăm să aducem un plus pe faza ofensivă. Primește Rareș. Rareș pentru Corea, însă Corea e foarte lent. Terracciano. Jucă lungă, recuperăm. Maldini, Rareșilie pentru Corea. Corea! Păcat! Că nu intră acest șut. Putea fi primul asist pentru Rareș. Însă Corea nu prinde poarta aici, nu? Tonali pentru Rareș. Se întoarce cu fața. Rareș intră în zona centrală. Dă drumul acolo pentru... Hai la colțul lung! Oh, șut bun, să se tinde Terracciano și scoate aer, interceptează Adli în adâncime pentru da! A blocat băiatul ăla, bă, cât de frumos se întoarce Corea acolo pe 16 metri, însă șutul este blocat și e corner. Intră Rafael Leao în locul lui Adli și ar trebui să avem calitate mult mai mare acum pe faza ofensivă. Tonali, Corea. Se face în stânga cu Rareș. Rareș ia la mână un adversar și trece acolo. John Stones vine și ne ia pe sus și se dă fault. Cât de frumos reușise acolo Rareș să e blocat până la urmă. Bă, dacă vrea să intre, ești nebun? Cât de aproape se duce șutul ăsta? Nu vrea, nu vrea. A ne ceartă antrenorul aici. Trebuia să jucăm un pas acolo, dar încercăm poarta, căutăm golul. Ciucuieze. Iovici. Pasă pentru Castrovilli. Castrovilli se desprinde acolo și ocazie imensă pentru Fiorentina pe 84. Scoate Wanyan. Se termină. Ah, 1-0, debut dificil pe San Siro. Am întâlnit o echipă care s-a apărat foarte, foarte bine. Joe Stones mi-a pus probleme mari. E un prim meci bunicel pentru Rareșilie. Nu contribuie el foarte, foarte mult acolo pe faza ofensivă, dar important este că debutăm cu dreptul. Important este că reușim să câștigăm primele 3 puncte Serie A și o notă destul de bunicică, 7.9, 2 șuturi pe poartă, 3 pe lângă. Păcat, păcat că n-am reușit să și marcăm la debut. Face cunoștință Rareșilie cu seria și se pare că am fost selectați Man of the Match. Ce debut pentru Rareșilie, primul trofeu de omul meciului, deși n-a fost el foarte, foarte important, deși nu a marcat sau a adus acolo un assist, se pare că a fost considerați cel mai bun jucător al Milanului la debut. Cât de frumos să debutezi în tricolul rossonero cu trofeul de cel mai bun jucător. Foarte, foarte important acest debut. Face cunoștință Rareșilie cu seria A și deși nu a fost un debut foarte, foarte important, se pare că suntem considerați the new hero. Are un nou erou Milanul și asta e un lucru bun. Faptul că am debutat foarte, foarte bine, am impresionat la prima partidă, e clar, ne aduce un boost de moral foarte important. Suntem pe locul 8 în acest moment, dar chiar nu contează clasamentul în momentul de față, pentru că e abia începutul de sezon. Primește Rareșilie convocarea la echipa națională, Walker Rice.
Opa, Declan Rice, transfer foarte important la mijloc acolo pentru noi. Aveam nevoie de un jucător lângă Tonali, așadar vom avea un mijloc foarte important. Caier la Danemarca, Mantel la Brazil, Correa la Argentina și Rafael Leao la Portugalia. Abia aștept, jucăm cu Austria și Croația, meciuri importante și pentru echipa națională, dar până atunci avem meci la Parma. Meci foarte, foarte important. Mancini Mihailă, titulari acolo, bineînțeles. N-arată pe Parma foarte, foarte bine. Sper eu să profităm. Chiar dacă am jucat tot meciul, vedem, suntem 100% pentru că am avut o săptămână pauză până la această partidă. Hai să mergem. Prima deplasare pentru Rareșilie cu Milan. Debut dificil, debut pe care îl considerăm noi nu foarte, foarte bun, dar se pare că lumea ne-a apreciat foarte, foarte tare această primă partidă în tricoul Milanului. Mergem la Parma și de obicei în sezonul trecut când eram la Nice, când jucam în deplasare, arătam mult mai bine, erau spații mult mai mari și profitam noi mult mai mult. Hai să vedem dacă și în Serie A stau lucrurile la fel. Pentru Adli, reprimește Adli Rareș. Desface la margine cu Luke Shaw. Luke Shaw pentru Rareș. Șut însă blocat. Da. Correa pentru Rareș. Dar e un nou șut ratat. De ce mă grăbesc aici? Aveam tot timpul din lume să-mi așez acea minge, să mă gândesc că iese fundașul ăla în întâmpinare și ne blochează din nou. Păcat, două situații foarte bune, Walker. Walker intră în zona centrală și trimite o diagonală foarte bună pentru Rareș. Rareș intră în zona centrală. Culoar bun pentru Rareș. Rareș! Și Ilie! Cât de bine pătrunde aici. Iar șutul este perfect. Și scrie primul gol în Serie A în poarta lui Gianluigi Buffon. Cât de important e acest gol. Foarte bună pătrunderea. Ajută acolo și Correa. Creează un spațiu, creează o breșă în zona centrală. Iar șutul este perfect. Buffon. Reacție târzie aici, vede târziu acea minge și e primul gol pentru Rare și seria. Pasă în partea dreaptă pentru Mihailă. Mihailă scoate acolo din joc pe... ce ocazie aici pentru Parma. Cât de ușor e scos acolo Kyle Walker din joc. După ne uităm pur și simplu cum pasează băiatul ăla și avem noroc că șutele pe lângă. Joacă în centru cu... Da, foarte liber aici Rareș în partea stângă, primește de la Corea. Rareș intră în zona centrală. Rareș e blocat însă. Da, Corea, dă-i la poartă. Sau scoate-o, fă ceva. Da! Bun. Am cerut eu pas aici, dar ajunge vicea la Mesias și Mesias face 2-0. A un atac foarte, foarte bun, cu apărare dezastruoasă celor de la Parma și am avut dreptate din nou. De obicei când jucăm în deplasare sunt spații mult mai mari și pare că atacul nostru se simte mult mai confortabil. Aici dacă dădea Mesias mai departe putea Rareș să scrie dubla, dar dă la poartă și îl învinge și el pe Gigi Buffon 2-0. Este teribilă prima repriză la Parma, reușește Rareșilie, primul gol în tricoul rossonero și e un debut foarte, foarte bun în momentul de față. Man of the match în prima partidă, primul gol la acest match, cred eu că e un început foarte, foarte bun. Hai să încercăm să mai aducem acolo plus pentru că e clar, Parma este mult depășită de echipa noastră, avem calitate mult mai mare. Reușește Adri să recupereze, Sandro Tonali cu Rareș. Are însă continuare. Rareș. Dă drumul acolo cu Adli. Reprimește Rareș. Rareș! E foarte bună acțiunea. Însă scoate Gigi Buffon de data asta. Păcate șutul ăsta cât de bine se ducea. Corner. Execută Tonali în zona primejdii. A reușit să recuperăm. Tonali pentru Rareș. Rareș intră în zona centrală. Șut cu stângul. Scoate din nou Gigi Buffon. Două ocazii mari. Scoate la margine cu Rareș. Rareș intră în zona centrală. Da! Haide băi, Rebic, bă! Ți-am dat-o cu Jolly pe liber, pe bune! Ce finalizare slabă! Fuu, se termină!
foarte bună prima repriză, în repriza a doua nu a mai existat. Am mai reușit să creăm mare pericol la poarta adversă. E bine însă că vine și primul gol pentru Rareșilie și continuă perfect acest debut la Milan. Titular în Serie A la AC Milan, dar se pare că Edi Ordănescu nu mă consideră titular pentru Naționala României. Atragem Naționala României după noi, o ducem acolo pe prima poziție, în grupă cu Germania, Austria, Croația și Saragalilor, dar nu primim încredere din partea antrenorului. Ne bagă la meciul cu Austria, minutul 55, e 1-0 pentru Austria, din nou România este într-o situație dificilă, avem nevoie de cel puțin un gol pentru a scoate măcar un egal și a ne menține acea prima poziție în grupă. Hai să vedem ce reușește Rareșilie. Aproape o repriză întreagă pentru el să-și arate calitatea. Intrăm în Austria, în locul lui Octavian Popescu, care se pare că este favoritul lui Edi Ordănescu. E mai important să joci la FCSB decât să joci la AC Milan. Se pare că așa consideră Edi Ordănescu. Hai să mai dăm încă o palmă peste ochi, hai să mai demonstrăm încă o dată că avem calitate mult mai importantă. Stanciu recuperează. Primește Rareș. Rareș în centru pentru Marcovici, dar fructul este penibil. Reușim să câștigăm până la urmă acea minge. Rareș dă drumul mai repede cu Bancu. Bancu mai departe cu Rareș. Are spațiu foarte bun aici Rareș. Rareș însă nu are viteză necesară. Rareș reușește să treacă, dar vine un băiat și blochează. Stanciu pentru Rareș. Și așează mingea și încearcă colțul lung, scoate portarul și bane pe fază și scrie. Da, reușit să egalăm, păcat că nu intră șutul ăsta lui Rareș, se ducea bine acolo la colțul lung, atent să portarul. E bine până la urmă că reușim să egalăm. Foarte important acest lucru pentru că dacă pierdem această partidă, este un pericol să pierdem calificarea la Euro. Sabitzer. În centru cu Baumgartner. Din nou Sabitzer. Sabitzer centrează pentru Arnautovic. Pe unde intra mingea? Nu suntem penibili, bă, nu putem să ținem 5 minute de scor. Cred că a fost anulat. Hai te, bă, cât bulan. Cât bulan. Doamne, nu putem să ne apărăm, bă, n-am văzut așa ceva. Suntem salvați de VAR aici. Poate la margine cu Wimmer. Mai departe Wimmer. Atent să burcă. Și este Marcovici să se impună acolo în duelul la cap. Rareș cu Marcovici. Trimite însă greșit Marcovici. Pașcan. Rareș. Intră în zona centrală. Ce intrare aici? Pașcan. Primește pe Stanciu. Stanciu pentru Rareș. Bună preluare. Rareș dă drumul însă e blocat. Da, dă-i gol! Dă-i gol, 2-1, Rareșilie luat pe sus acolo, însă avem noroc mare, bulan mare la această fază. Rămâne mingea la Stanciu și Marcovici aduce România în atac. Ce înseamnă calitatea, o Edi, joci cu păpădia aia de Popescu, suntem conduși. Intră Rareș, se întoarce imediat rezultatul, ești penibil. Ești penibil, ești penibil, ce să zic. Bună acțiunea lui Rareș, păcat că n-am putut continua acolo, dar iese bine până la urmă, e 2-1 la Austria, bu! Baumgartner, Laimer pătrunde, scoate înapoi cu Alaba, mai departe Laimer, Laimer în centru pentru Xavier, mai departe pentru Kalajdzic și era să egaleze instant Austria, scoate însă Radu. Corner pentru austrieci, se execută scurt Xavier, excelent staciu, dar recuperează Austria foarte repede. Sabitzer. Sabitzer găsește pasa acolo, excelent să Pașcan. Rareș joacă repede cu Pașcanu, însă pierde Kalajdzic, Xavier călcâi și scoate din nou Radu, cine la poarta noastră, ce în apărarea noastră. Am reușit să ne apărăm absolut deloc, am vrut să plecăm pe contră, am pierdut mingea și din nou Radu este expus. Să știm și noi un pic defensiva, Lainer blochează Burcă, însă Sabitzer rămâne în posesie. Mai departe, mai departe pentru Sabitzer și din nou Radu are o intervenție senzațională. Ce se întâmplă cu defensiva noastră, întreb și eu pentru un prieten.
A depășit total, să avem noroc cu un Rareș, avem noroc cu un Radu, senzațional astăzi în poartă. E acolo. Bun, Rareș joacă rapid cu Mari. Mari, Marin pentru Rareș! Reușit să și marcăm în Austria și în acest moment remontada e completă. Foarte bună pasa lui Răzvan Marin acolo. A așteptat calm, am plecat în spate. Iar după șutul nu este foarte, foarte bun, dar se duce în plasa laterală. Și e 3-1 pentru România! Bun! Trece Kalajic pentru Laimer. Din nou Kalajic în adâncime pentru Wimmer. S-a terminat, domnule Maier, domnule Urs Maier, s-a terminat. Uitați-vă la ceas. Un nou șut blocat. Și cât mai ții? Cât mai ții, penibilule? Uite-l, mă, știu cât e de penibil. Ce victorie! 3-1, intră Rareș la pauză și se schimbă total partida. Îi demonstrăm încă o dată lui Edi Ionescu că este penibil atunci când face primul 11. N-are niciun motiv să-l țină pe Rareș pe bancă. Rareș senzațional la Milan pe acest început de sezon. Vine și la națională și face diferența, înscrie și un gol și își arată din nou calitatea. Ce repriză a doua pentru România, ce repriză pentru Rareș. Un nou trofeu Man of the Match de data asta la națională și Rareș îi demonstrează lui Iedi că n-are niciun motiv să-l țină pe bancă. Cât de frumos arată acest clasament, 5 victorii, 2 egaluri, 14-7 golavrajul, 17 puncte și cred eu că suntem calificați mai departe. Vedem, Germania are 8 puncte în acest moment, jucăm cu Croația, clar finala pentru prima poziție și e penibil, e penibil băiatul ăsta. Hai bă, cum mă bași numai la 1-0, mai mi tu 60, râzi de mine, râzi de mine, n-ai cum așa ceva. Hai să vedem, din nou Rareș trebuie să intre și să facă diferența. 30 de minute însă doar pentru această partidă, foarte, foarte puțin. Nu știu dacă vom reuși noi să aducem un plus acolo pe fază ofensivă. Sincer, chiar nu mă interesează. Până la urmă, Iedi și o face cu mâna lui. Joacă cu Popescu, suntem conduși tot timpul și eu trebuie să vin de pe bancă și să rezolv problema. Opa, se pare că l-a scos pe Markovic și jucăm pe post de atacant. Asta da, până acum n-am făcut-o. Hai să vedem dacă reușește Rareș să aducă un plus acolo. Cic Maier pentru Perisic. Minge în adâncime pentru Musa. Atent însă, Olaru. Pasă direct la adversar, Gvardiol. Perisic. Kovacic. Mai departe cu Musa! Horațiu Moldovan scoate ne Horațiu, era de un poartă penibil. Cam acolo o burcă. Rareșilie pentru Ianis. Ianis să se întoarce. Scoate la margine cu Manea. Manea pentru Rareș. Da, ies bine pasele aici, Rareș. Rareș! M-am grăbit să dau la poartă și lovesc penibil la cea minge. Kovacic. Și să recuperăm din burcă. Bancu, Stanciu pentru Popescu, mai departe Rareș. Rareș își face mingea în centru! Doamne! Ce execuție a lui Rareșilie! Și din nou îi arătăm lui Iedi cine e tăticul, tată. N-ai mă cum să mă ții pe bancă. Ce execuție aici, ești nebun. Și face mingea în centru, iar după la colțul lung, nicio șansă pentru Livakovic. Și este 1-1. Bun. Olaru pentru Rareș. O, ce intrare din spate aici. Dă-l afară, penibilule. Nu i-a dat nimic, mă, ești nebun. Ia. Stai că s-a răzgândit. Ia. Într-o cartonașă care nu trebuie intrare. Sutalo. Musa, contraatac pentru Croație. Doamne, ne-am dus cu toată echipa să atacăm la o fază fixă aici, nebun. Musa, Brozo. Mai departe, Musa! O, Doamne, ce șut! Atenție! A reușit să blocăm până la urmă. Ar ce ocazie pentru Croația. Dar se descurcă rar și câștigă de la cap Popescu.
Dă drumul acolo, Stanciu mai departe cu Rareș. Rareș rămâne 1 la 1. Rareș, Rareș, Ilie! O nouă remontada pentru România. Și Rareș Ilie produce o dublă. Cât de important este Rareș și pentru echipa națională. Oh, doamne, doamne, doamne. Foarte bună acțiunea. Totul pleacă de la acel duel de la cap câștigat acolo de Rareș. După Stanciu găsește foarte bine aici pe Rareș. Mi-au ieșit pașii aici cum trebuie, dar până la urmă ne-o facem pe stângul și trimitem în plasa laterală. Este aici Gvardiol să blocheze, dar vine târziu și Livakovic. E vis pentru a doua oară. Say what? A doua oară. 2-1 România. Bum! Delcearu, Manea, Rare și întoarce pentru Stanciu. Stanciu la margine. Popescu primește Rareș. Dă drumul mai departe, mai departe cu Marin. Cât de frumos combinăm. Răzvan Marin marchează și închide această partidă. Croație la pământ. E clar, nu putem să mai pierdem din mână această victorie. Am avut emoții foarte mari, a avut ocazie foarte mare Croația să facă ea 2-1, facem noi 2-1, iar după ne desprindem pe acest atac. Din nou Rareș Ilie, foarte important aici, dă drumul acolo cu Rare, cu Stanciu. Stanciu mai departe din prima și Marin finalizează cu calul la colțul lung și 3-1 pentru România. Încă o palmă dată lui Iedi și s-a terminat. Victorie imensă pentru Naționala României. O dublă foarte, foarte frumoasă a lui Rareș Ilie. O nouă palmă așa peste... Este fața lui Iedi, tată, care râde de noi și ne ține pe bancă. Însă noi îi arătăm unde este calitatea. Sincer, nu mă deranjează această poziție de atacant. Mi se pare mult mai bună pentru Recilie, pentru că suntem întotdeauna acolo, în față și suntem mai aproape de poarta adversă. Oh, Doamne, ce meciuri pentru Rareșilie la Națională și s-a schimbat total programul cum era de așteptat. În loc să jucăm noi primele 5 etape din Serie A, am jucat doar 2, am jucat 2 meciuri la Națională și vom termina acest prim episod de acasă cu Bologna data viitoare. Opa, avem cu Barcelona, avem derby de la Madonina. Doamne, 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 începe Champions League-ul. Se pare că avem Barça, Gladbach și Victoria Pilsen, grupă destul de liniștită, dar abia aștept să jucăm cu Barcelona, tati, săptămâna viitoare, da. Abia aștept să jucăm, dar hai să ne concentrăm. Mai avem un pas de făcut astăzi. Suntem 100%, putem să jucăm o primă repriză pentru a ne odihni după pentru meciul cu Barcelona. E clar, nu putem să rămânem mai mult în teren. 3-4-2-1 pentru Bologna, clar o formație defensivă, o formație care a venit să se apere pe San Siro. Hai să marcăm primul gol cu Rare și pe San Siro, pentru că deocamdată nu a marcat, a marcat doar în deplasare. Al doilea meci pentru Rare și Ilie pe San Siro și William Saliba este transferat de AC Milan. Până la urmă, antrenorul s-a descurcat senzațional. Am zis că avem nevoie de încă un fundaș central și a venit Saliba. Avem nevoie de un mijlocaș central și a venit Declan Rice. Mi se pare că n-am transferat niciun atacant, ceea ce mă îngrijorează, dar eu sunt mulțumit de cum arată echipa în acest moment, mai ales că au fost două transferuri foarte, foarte importante făcute și clar calitatea noastră crește. Hai să ne concentrăm, hai să marcăm primul gol pe San Siro. Recuperăm Adli, Mesias, Corea, pentru Rareș. Rareș încearcă să surprindă aici, dar șutul e pe lângă, joacă lung și să câștigăm duelul la cap acolo. Rareș în centru cu Corea. Corea, foarte bună pasa pentru Rareș, însă m-am mișcat foarte lent. Din nou Rareș și din a doua încercare marchează la colțul lung.
Primul gol pe San Siro pentru Rareșele, minutul 14, a început foarte, foarte bun al Milanului, atacând din start și se vede pe tabel acest lucru, am început foarte, foarte bine, nu știu de ce n-am accelerat un pic aici, am mișcat foarte, foarte lent, însă e bine că iese cu bine și reușim să marcăm primul gol pe San Siro. Tonali pentru Rareș. Rareș încearcă un șut la colțul lung, dar Bardi atent și prinde. Și se vedea prima repriză cu Bologna. A început foarte promițător. Am crezut că le dăm 3-4 până în pauză, dar n-am mai reușit să mai marcăm. Doar 1-0 și va trebui să ieșim pentru că ne așteaptă un meci foarte, foarte important în numai 3 zile. E bine că am reușit să marcăm. Primul gol al lui Arare și Lea, vedem, mult, mult peste adversari. N-am nicio șansă. Sperăm să ca echipa să reușească să scoată o victorie, pentru că vor juca 45 de minute fără Arare și Lea. Intră Rafael Leao în locul lui Arareș. Sper să nu aibă un meci foarte, foarte reușit. Doar un gol pentru Rareș, două șuturi și 45 de minute. Da! Marchează Correa, minutul 72 și se termină 2-0. O nouă victorie pentru Milan și până la urmă este un debut de sezon 2 foarte, foarte important. Nu este un meci foarte, foarte bun pentru Rareș, doar un singur gol, dar am jucat doar 45 de minute. Rafael Leao lansează acolo la cabine și ne bucurăm de o nouă victorie, încă 3 puncte seria. Debut de sezon foarte, foarte bun pentru Rareș și Lea. Chiar dacă ne-am jucat foarte mult, putem considera ca un debut perfect de sezon. Am început cu un 1-0 cu Fiorentina, un început destul de timid, n-am reușit să creăm foarte mult, nici n-am marcat. Să vine deplasarea de la Parma și marcăm primul gol în tricoul Milanului. După avem parte de două meciuri senzaționale la echipa națională, vine Rareș de pe bancă, face diferența și aduce două victorii. 3-1 cu Austria, 3-1 cu Croația și califică România la Euro 2024. După ne impunem 2-0 cu Bologna, primul gol pe San Siro pentru Rareș și Lea în tricoul rosonero. Data viitoare avem pe Camp Nou cu Barcelona, după pe Meața cu Inter, primul derby de la Madonina, acasă cu Atalanta, în deplasare cu Roma și pe teren propriu cu Mönchengladbach. 5 meciuri foarte dificile, 5 meciuri pe care le vom juca în numai 13 zile. 5 partide în 13 zile, va trebui să jucăm undeva la 45 de minute fiecare meci, deși mi-aș dori să joc mai mult cu Barcelona pe Camp Nou, mi-aș dori să joc mai mult în derby de la Madonina, dar din păcate stamina nu o să ne permită acest lucru. E un început promițător, cred eu că am arătat foarte, foarte bine, mai ales că Rareș și Lea a reușit astăzi să câștige 3 trofee de omul meciului în 5 partide. Și AC Milan este prima în clasament în acest moment în Serie A. Suntem acolo alături de Monza cu câte 9 puncte, Roma 7, Napoli 7 și Inter 7, Juve pe 6 cu 6 puncte. Început foarte promițător, cam atât însă pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, v-am pupat!